Alarmele vor suna din nou miercuri, începând cu ora 10, mâine dimineață va avea loc un nou exercițiu Miercuri Alarmelor. În acest mod sunt testate mijloacele existente la nivel județean. Sirenele din țară vor emite semnalul alarmă la dezastre, care presupune iminența producerii unor calamități cu impact major asupra comunităților. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în acest mod se încearcă să fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare și alarmare. În urma verificărilor asupra funcționării sistemului de alarmare publică la nivelul județului Sălaj, efectuate în primele 5 luni, am identificat din cele 98 de sirene, 90 operative și 8 neoperative. Acționare centralizată a acestor sirene electrice și electronice avem de la două centrale de alarmare, una aflată în administrarea Consiliului Județean Sălaj, în prezent putând fi acționate 20 de sirene electrice, o centrală în administrarea Primăriei Municipiului Zalău, pentru două sirene electronice, sigur, acest sistem pentru municipiul Zalău se va extinde în viitor. Mai avem două centrale de comandă cu 200 de linii fiecare pentru sirene electronice, cu punct de acționare cele 7 sirene din aval de barajul Vârșolț, punct de acționare din dispeceratul ISU Sălaj și de la SGA Sălaj. Sigur, așa cum am spus, scopul este conștientizarea, antrenamentul personalului propriu și conștientizarea populației. Sunt anumite dificultăți și una dintre dificultate e că oamenii se întreabă de ce, ce înseamnă aceste mesaje. Conform legislației în vigoare avem trei mesaje pentru a-i pune în gardă pe oameni și un mesaj, să spunem, că am încetat alarma. Sigur că foarte multe discuții sunt din punctul ăsta de vedere, domnule, iar ne jucăm cu aceste, nu este, este o implementare la nivel național și vrem să conștientizăm populația, în special de la nivelul municipiului, despre ce este vorba. Începând cu luna august a anului 2017, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară în prima zi de miercuri din fiecare lună exerciții de alarmare care sunt destinate testării mijloacelor tehnice existente la nivel național și îmbunătățirii timpului de reacție al autorităților în situații speciale de urgență.